Bună seara, dragii mei, eu sunt Ana Marin și în această seară le avem alături de noi pe Bianca și pe Vanessa, membre ale Consiliului Județean al Elevilor Prahova. Bună, dragile mele! Bună, Ana, și mulțumim pentru această oportunitate! Și eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine și sper să nu aveți prea mari emoții, să avem o discuție cât se poate de lejeră și să atingem toate punctele pe care ne-am propus să le atingem. Bun. În primul rând, aș vrea să ne spuneți ce este Consiliul Județean al Elevilor. Ei bine, Consiliul Județean al Elevilor poate fi definit ca unica structură de reprezentare a elevilor din Prahova, însă pentru mine înseamnă mult mai mult decât atât. În ultimii ani a ajuns să fie structura mea de suflet, întrucât am cunoscut niște oameni minunați, dar rolul ei este acela de a milita pentru drepturile elevilor și de a face sistemul de învățământ inclusiv și din punct de vedere academic și din punctul de vedere al dezvoltării personale ale elevilor. Bun. Aș vrea să-mi spuneți care este scopul total al acestui consiliu și dacă elevii știu despre scopul său. Majoritatea elevilor cunosc ce înseamnă Consiliul Elevilor, ce înseamnă să fie elev reprezentant, însă cu siguranță există și câteva persoane care nu sunt conștiente de această structură și de beneficiile pe care structura le aduce în dezvoltarea elevilor. Noi încercăm cât mai mult posibil să o promovăm și să promovăm statutul elevului și drepturile implicit pe care elevii le dețin și să facem cât mai cunoscută implicarea în mișcarea de reprezentare a elevilor. Dar, din păcate, unii elevi nu sunt conștienți de chestia asta și am auzit multe păreri cum că Consiliul Elevilor este o pierdere de timp și că nu ajută cu nimic, ceea ce este un concept foarte greșit despre această structură, pentru că noi încercăm să facem vocea elevilor auzită, cum a spus și Bianca, și să-i ajutăm cât de mult posibil. Bun, pe voi v-a dat vreodată înapoi faptul că bănuiesc că de foarte multe ori ați primit păreri negative din partea copiilor pe care voi voia să-i ajutați în fond. Cu siguranță, adică cel puțin în ultima vreme când am început să implic și în Consiliul Școlar cu evenimente, am primit și feedback negativ, bineînțeles, și m-a demoralizat un pic, pentru că de fiecare dată când concep un eveniment alături de echipa mea, încerc să-l fac în așa fel încât să fie pentru elevi, să le placă și să se simtă bine la școală, în cadrul în care de obicei este perceput ca un mediu unde trebuie să ne dezvoltăm doar academic. Și feedback-ul ăsta negativ, sincer să fiu, așa cum am mai menționat, mă demoralizează, însă în același timp încerc să iau în considerare și feedback-ul pozitiv pe care îl primesc și să continui să lupt pentru a face vocea elevilor auzită. Noi cu toți știm că nu avem cum să facem pe toată lumea fericită, dar din moment ce vedem fapte, nu vorbe, și cum că Consiliul Școlar, cel puțin și județean, ajută la schimbare, noi suntem foarte fericiți pentru chestia asta și nu lăsăm feedback-ul negativ să aibă un impact asupra noastră. Mi-ai spus despre evenimente și vom vorbi de ele puțin mai târziu. Însă, din ce am înțeles și din ce ar trebui să înțeleagă și cei de acasă, Consiliul Județean al Elevilor susține cât de mult se poate tinerii. Aș vrea să-mi spuneți cât de important este ca tinerii să fie susținuți. Este un factor incredibil de important pentru dezvoltarea tuturor tinerilor, întrucât atunci când știi că e susținut, mai ales de oameni de vârsta ta, din aceeași categorie de vârstă ca și tine, nu știu, cel puțin pentru mine simt că pot să duc mai departe ceea ce mi-am propus să fac și cred că asta se aplică și în cazul celorlalți tineri. Este foarte important să avem persoane care ne susțin, care să ne spun că, uite, e bine ce faci, e bine în direcția pe care ai ales să mergi, pe care o urmezi, este foarte bună pentru tine și faci ceva care chiar contează. Din păcate, sunt o mulțime de elevi care nu au acest sprijin și probabil au inițiative foarte bune, dar din lipsa sprijinului nu ajung să-și facă ceea ce au, ce își doresc să realizeze și este un lucru foarte, foarte nasol să nu ai susținerea necesară pentru a-ți realiza proiectele și obiectivele. Voi umpleți oarecum golul care apare în lipsa susținerii din partea părinților, poate al profesorilor, voi sunteți un microfon pentru ei până la urmă. Într-un fel, da. Adică ai ales un mod de a descrie foarte bun. Noi tot spunem și consemnăm faptul că Consiliul Elevilor face vocea elevilor auzită, dar într-adevăr chiar suntem un fel de microfon pentru elevi, întrucât de fiecare dată când apare o problemă cu care aceștia se confruntă, noi suntem structura de reprezentare care vine și încearcă să rezolve acel conflict, care face în așa fel încât sistemul de învățământ să devină cât mai inclusiv, să devină în așa fel încât toate nevoile elevilor să fie rezolvate. Ținând cont că voi faceți vocea copiilor auzită, cât de importantă este vocea voastră dincolo de tot?
ca consiliu, nu neapărat ca persoană? Ei bine, consiliul ar trebui să fie recunoscut într-un fel de toate persoanele care iau parte la actul educațional, întrucât este o componentă importantă în completarea acestuia. Nu numai că milităm pentru drepturile elevilor, însă formăm și un fel de comunitate, pentru că, așa cum am mai menționat în ultimii ani, cel puțin pentru mine, Consiliul Elevilor m-a adus mai aproape de oameni minunați. Am cunoscut incredibil de multe persoane cu o personalitate foarte frumoasă și echipa mea din CG Prahova este formată din 4 oameni de-a dreptul incredibil: David, Ana, Alice și Alex, și de asemenea și la Consiliul Școlar, Matei, Alessia, Tibi și Ana, care la fel sunt niște oameni super implicați și simt că acesta este drumul pe care trebuie să-l urmez. Bun. Știu că tinerii de foarte multe ori au probleme despre care nu vor să vorbească, pentru că știu că de obicei nimeni nu le dă o mână de ajutor. Cât de important și cum reușiți voi să-i stimulați pe ei să se implice în activitățile voastre, astfel încât să-și spună problemele? Păi, de exemplu, din punctul meu de vedere, la început, înainte să mă alătur structurii de reprezentanță, și eu aveam anumite probleme care erau foarte greu de transmis celorlalți. Pur și simplu credeam că lumea nu o să mă înțeleagă și doar gândesc eu într-un mod negativ, dar odată cu alăturarea în Consiliul Județean, am observat că nu sunt singura care are aceste probleme și am observat cât de mult se implică elevii și vor să schimbe lucrurile negative din mediul școlar. Și asta m-a ajutat foarte mult să realizez că trebuie să facem o schimbare și să fim uniți pentru a ajunge să realizăm această schimbare. Așa cum a menționat și Vanessa, cred că e nevoie de un prim exemplu. Odată ce vezi o persoană că se alătură structurii de reprezentare a elevilor și promovează în rândul școlii sau în rândul județului, cum este în cazul CJ Prahova, această militare pentru drepturile elevilor și implicare în structură, cu siguranță mult mai mulți tineri vor fi motivați să se alăture și să spună problemele cu care se confruntă. Ai menționat că până acum câțiva ani poate nu aveau parte de aceeași susținere. De ce se întâmplă chestia asta? Sincer, cred că în ultimii ani Consiliul a avut parte de o mult mai multă promovare în rândul tinerilor și importanța acestuia a început să fie remarcată, cel puțin în ultimii ani. Mult mai multă lume știe ce înseamnă să fii parte din Consiliu, știe ce înseamnă să fii elev reprezentant și care sunt drepturile tale ca și elev reprezentant. Și mulți tineri, așa cum am menționat și anterior, au văzut acest exemplu, au pornit de la un exemplu și au ajuns să creadă, adică au ajuns să înțeleagă că e foarte important să fii implicat. Eu consider că odată ce elevii au văzut că Consiliul Elevilor chiar are un impact asupra schimbării și asupra vieților lor de elevi, au vrut să se alăture și reprezentării și au considerat că este foarte important să fii parte din comunitate. Care sunt nevoile actuale ale tinerilor? Noi credem că, în principal, nevoia majoră și schimbarea majoră de care e nevoie în sistemul de învățământ este aceea de incluziune, adică ar trebui să privim sistemul de învățământ ca fiind un mediu inclusiv din toate punctele de vedere, să nu mai existe discriminări între elevi, să nu mai existe stereotipuri. De exemplu, pentru mine este o problemă majoră misoginismul care este prezent în sistemul de învățământ, cel puțin ca și fată. Mereu mi-a fost spus că nu pot să reușesc în area științelor exacte și, din punctul meu de vedere, este total fals. Nu ar trebui să ne bazăm pe astfel de prejudecăți când ne raportăm la succesul într-o anumită arie de interes. Și, cel puțin, eu, acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care m-am și alăturat structurii de reprezentare. Am vrut să fac în așa fel încât să nu mai existe astfel de concepții greșite asupra băieților și asupra fetelor, pentru că, bineînțeles, aceasta se aplică și în cazul băieților. Majoritatea persoanelor cred că ei nu pot avea interese în sfera artei, în sfera literaturii, adică sunt niște stereotipuri care nu și-au locul în sistemul de învățământ și de aceea trebuie să fie cât mai inclusiv. Totodată și bullying-ul este o problemă foarte mare pentru elevii din ziua de astăzi, pentru că eu cunosc exemple care au primit atât de mult bully la școală, încât pur și simplu nu mai voiau să fie prezenți acolo și nu mai voiau să se ducă la școală din cauza bullying-ul acordat de către elevi, iar Consiliul Elevilor a reușit în ultimii ani să schimbe rata de bullying în școli, ceea ce mi se pare că a atins rata de incluziune de care aveam nevoie și de discriminare. Bun, că tot ai atins subiectul acesta cu bullying-ul, aș vrea să-mi spui de ce consider că apare acesta în școli? Nu cred că este neapărat o sursă anume de la care apare bullying-ul. Consider că unii copii, pur și simplu,
au ei niște probleme și probabil nu vor să și le arate, așa că le arată asupra altor oameni și pur și simplu cred că unii copii dau bully doar pentru a se simți superior față de altă persoană, ceea ce este foarte greșit în ziua de astăzi, pentru că până la urmă toți suntem egali și toți avem ceva anume care ne face să ieșim în evidență. Bun, aș vrea să-mi povestiți un pic despre drepturile pe care copiii le cunosc mai puțin din cele pe care le au. Uite, de exemplu, unul dintre ele este faptul că absența trebuie trecută în catalog doar atunci când elevul este absent de la ora de curs și că nu trebuie, absența nu trebuie folosită ca un mijloc de pedepsire al elevilor. Ea este pur și simplu un marcator al absenței tale de la ora de curs. Și de asemenea, notele trebuie trecute în catalog doar atunci când elevul știe despre ele, este informat în avans, înainte de ca acestea să fie consemnate în catalog. O chestie pe care mai mulți tineri au întrebat-o și cred că sunteți cele mai în măsură să ne spuneți despre el. În momentul în care se strânge un număr mai mare de absențe, există șansa ca acestora să li se scadă un punct la portare? Din câte știu eu, ai voie să lipsești motivat la 50% din numărul de ore dintr-un an școlar, așa că odată ce aduci scutire și știi că ai absențele motivate, nu ar fi o problemă să fie problema scăderii notei la purtare. Pe lângă acesta cu absențele, alte bănuiesc că sunt foarte multe drepturi de care ei nu știu și nu au cum să profite între ghilimele de ele atâta timp cât sunt în necunoștință de cauză. Așa cum am menționat și anterior, e vorba și despre incluziune și statutul elevului prevede că sistemul de învățământ trebuie să se conformeze nevoilor elevilor, așa că în eventualitatea în care profesorul sau orice fel de cadru didactic vine informarea unui elev cu o anumită dizabilitate, modul de predare ar trebui să se adapteze la nevoile respectivului elev și nu știu dacă majoritatea persoanelor sunt conștiente de importanța pe care această adaptare o are în formarea persoanei respective. Totodată încurajăm toți elevii să citească statutul elevului pentru că acolo scrie clar ce obligații ai, dar și ce drepturi și le recomandăm să-și facă vocea auzită pentru că dacă li se încalcă un drept la școală pot veni la noi să ne spună, iar noi o să încercăm să schimbăm acest lucru și totodată dacă nu vor să-și facă vocea auzită le recomandăm totuși să ia statutul elevului, clar să ia articolul care prevede dreptul pe care îl au și să vorbească cu direcțiunea să le spună că dreptul a fost încălcat. Bun, ai atins un subiect foarte interesant. Care sunt obligațiile pe care le au tinerii? Și de care poate majoritatea nu știu la fel, sunt puțin mai neștiute. În primul rând, elevii au obligativitatea să își respecte cadrele didactice, chiar dacă majoritatea, în general, nu sunt deschise la ideea aceasta de nou. Așa cum am menționat, sistemul de învățământ trebuie să fie inclusiv, dar asta nu se pliază doar pe partea de elevi, cât și pe partea se pliază și pe partea de cadre didactice și de asemenea elevii nu ar trebui să introducă obiecte care să instige la violență în școală, să nu consume substanțe interzise în interiorul școlii, să nu fumeze în interiorul școlii, adică cred că acestea sunt destul de evidente, dar trebuie, bineînțeles, remarcate întrucât au o importanță foarte mare în desfășurarea orelor de curs. Bun. Aș vrea să-mi spui care sunt, sau să-mi spuneți, care sunt drepturile pentru care elevii militează cel mai des? În primul rând, cred că toată lumea știe că în ultimii ani au fost niște discuții destul de serioase despre situația burselor și noi încercăm să remediem această situație cât mai mult posibil, de asemenea și cu decontarea transportului, întrucât sunt o mulțime de elevi navetiști care nu beneficiază de transport gratuit din partea școlii și încercăm să rezolvăm cât mai mult problemele acestea. Cât de greu vă este vouă să vă implicați în toate problemele astea? Pentru că bănuiesc că nu e o muncă deloc ușoară. Nu este deloc o muncă ușoară, dar din moment ce ne pasionează ceea ce facem și suntem foarte implicate în această structură, ne vine cât de cât ușor să rezolvăm problemele astea și să ne implicăm în soluția lor. Cred că un rol important în rezolvarea acestor probleme este și munca în echipă, pentru că noi la Consiliu nu suntem o simplă structură, suntem o echipă, o echipă de tineri care observă o problemă și luptă din răsputeri să o rezolve și încă o dată țin să menționez că sunt foarte recunoscătoare pentru oamenii pe care i-am aproape. Cât de importantă este munca în echipă? Este un factor
incredibil de important. Adică eu, cel puțin pentru mine, fără echipă nu aș putea să reușesc. Adică nu poți să faci o schimbare de unul singur. Trebuie să știi să relaționezi cu oamenii din jurul tău, să știi să îi accepti, indiferent dacă au perspective diferite asupra anumitor lucruri. Și să știi că colaborarea dintre voi va duce către succes. Cum a zis și Bianca, lucrul în echipă este un lucru esențial și, cum am menționat și mai devreme, fiecare are lucrul lui cu care este în evidență și, până la urmă, ce ar mai fi o schimbare fără o echipă care vine cu atâtea lucruri unice și, până la urmă, punerea lor în colaborare o să atingă rata de succes mult mai repede decât ar fi dacă ai lucrat de unul singur. Foarte, foarte frumos spus. Bun, mai departe aș vrea să-mi spuneți cam cât de important este să luați legătura direct cu elevii și nu să auziți lucrurile astea din vorbă în vorbă. Este foarte important. Adică noi, de exemplu, nu știu dacă este cunoscut de toată lumea, Consiliul Județean al Elevilor face o ședință, să o numesc așa, dar nu cred că este termenul de adevărat potrivit, numită adunare generală, unde toți președinții consiliilor școlare se întrunesc într-un loc stabilit de noi și acolo toată lumea poate să exprime problemele pe care le identifică în fiecare unitate de învățământ. Și așa cum am mai menționat, noi așa luăm în principal legătura cu problemele din fiecare școală, dar de asemenea canalele noastre de comunicare, atât pe social media cât și prin noi, ca și oameni și ca și elevi reprezentanți, sunt mereu deschise. Adică de fiecare dată când primim un mesaj prin care ne spune, uite, am pățit asta la școală sau nu-mi place cum s-a purtat profesorul cu mine, crezi că puteți să faceți ceva, puteți să rezolvați această problemă. De fiecare dată încercăm să facem această comunicare cât mai eficientă pentru a milita și a rezolva problemele cu care elevii se confruntă. Totodată încurajez toți elevii, chiar dacă nu fac parte din Consiliul Școlar al Elevilor, să meargă să le transmită acestora problemele pe care le întâmpină în mediul școlar, pentru că nu este ok să vii la școală cu frică sau să vii la școală pur și simplu că te simți obligat să faci chestia asta, pentru că mediul educațional trebuie să fie unul, cum a spus și Bianca, inclusiv, să fie, să te duci acolo să te simți în spațiul tău personal. Care sunt problemele pe care le întâmpină cel mai des elevii? Ei bine, problemele pe care le întâmpină cel mai des sunt acestea cu notele și absențele, adică de obicei primim reclamații de genul am avut absențe trecute la final de an, adică absența trebuie trecută atunci, în momentul în care elevul nu este prezent la oră, nu trebuie să le treci pe toate la final de an. Bineînțeles și cu notele, adică au fost cazuri în care notele au fost trecute fără știința elevilor și așa cum am mai spus, notele trebuie să fie aduse la cunoștința acestora înainte de a fi marcate în catalog. Și e o problemă majoră și cea cu transportul, pentru că sunt o mulțime de elevi neavitiși care întâmpină probleme din partea conducerii când vine vorba de decontarea transportului. Cu întârziatul la prima oră vi s-a întâmplat să aveți din neregulă? Cel puțin eu sunt navetistă și la începutul anului s-a întâmplat să ca microbuzul să întârzie, a avut pur și simplu o problemă și am ajuns la școală în jurul orei de 8 și 12 minute și nu mi s-a mai fost permis accesul în școală. Mi s-a spus că trebuie să fac o cerere pentru a putea să intru în școală și să demonstrez faptul că sunt navetistă. Adică cel puțin eu înțeleg punctul acesta de vedere ca elevii care sunt navetiști să aibă cel puțin o marjă de 15 minute fără acea cerere, pentru că nu se știe de ce pot să întâmpin pe drum, mai ales pe o rază mare de kilometri. Dar din punctul meu de vedere, elevii care nu sunt navetiști, cred că ar putea să fie punctual și să se încadreze în cele 10 minute de marjă de întârziere pe care o au aceștia. Bun. Vi s-a întâmplat vreodată să primiți un mesaj care să vă șocheze din partea elevilor cu o situație dificilă, în adevăratul sens al cuvântului? A fost un caz acum câteva luni despre o fată care a fost destul de discriminată pentru aspectul ei fizic diferit. Mă refer că și asta e o problemă foarte mare, pentru că, uite, și eu sunt elev reprezentant și am păr albastru. Adică, nu știu, din punctul meu de vedere, asta nu ar fi o problemă, dar poate din perspectiva oamenilor adulți, oamenilor maturi, ăsta e un semn că nu pot fi luat în serios. Și poate și elevul respectiv, fata aceea, a întâmpinat aceeași atitudine și nu e ok. Nu e ok deloc să ai impresia că o persoană nu este responsabilă sau nu poate avea un simț de răspundere foarte bine dezvoltat, doar pentru că este diferit din punct de vedere al aparenței fizice. Cum a spus și Bianca, consider că nu este o problemă dacă ai părul colorat sau am mai înțeles că unii elevi au întâmpinat probleme ca unghiile făcute și că li s-a pus o imagine proastă pe baza acestui fapt.
consider că aparența ta nu schimbă ceea ce ești înăuntru și că ești mult mai mult de atât decât păr colorat sau unghii lungi și colorate. Adică înțeleg și punctul de vedere al profesorilor, pentru că cel puțin când ei erau elevi erau alte vremuri, dar cum am spus, ar trebui să ținem un pic pasul cu schimbările și să încetăm să mai discriminăm doar pe baza aparenței. Da, categoric, intervin de foarte multe ori probleme de genul acesta și bănuiesc că sunt foarte mulți elevi care trec prin perioade dificile psihic vorbind. Și vreau să-mi spuneți dacă au parte de consiliere în cadrul școlilor. Acesta de consiliere în cadrul școlilor este un drept fundamental de care toți elevii ar trebui să beneficieze, însă nu cred că este prezent în toate unitățile de învățământ. Importanța consilierei în viața elevilor ar trebui să fie mult mai mult evidențiată, pentru că E destul de stresant să fii elev, mai ales dacă dorești să, nu știu, să reușești din punctul ăsta de vedere al învățăturii și din punctul de vedere academic. Cel puțin pentru mine, examenul de evaluare națională a fost un stres incredibil de mare și am simțit la un moment dat că nu mai pot să duc la capăt. Adică, dacă aș fi avut probabil sprijinul și din partea școlii și să-mi spună că, uite, o să fie bine, o să iei notă mare în examen și o să te descurci, o să treci peste perioada asta și o să te uiți la ea, de parcă ar fi fost o simplă parte din viața ta, un simplu moment. Dar nu este prezent în fiecare unitate de învățământ, în ciuda faptului că ar trebui să existe accesul la consiliere gratuită. Consider că și în unitățile în care este prezentă consiliera, elevii pur și simplu sunt îngroziți să meargă să discute problemele și se simt inferiorizați dacă se deschid în fața unui cadru didactic sau unui consilier. Totodată, cum a spus și Bianca, este o problemă foarte mare și la clasele de a 8-a, cât și la clasele de a 12-a, pentru că sunt clase terminale și, cel puțin și din experiența mea, mi s-a spus foarte des că trebuie să mă bazez foarte mult pe română și matematică, că mi s-a spus și faptul că eu nu o să intru la liceul pe care îl vreau, pentru că este o concurență foarte mare, în ciuda faptului că aveam o notă foarte bună. Și nu am lăsat chestia asta să mă demoralizeze, pentru că știu că sunt o grămadă de persoane care pur și simplu consideră că feedback-ul negativ este un mod de a te încuraja, ceea ce este o percepție foarte greșită, pentru că eu sunt o persoană mult mai spontană și mult mai emotivă, poate. Da. Și nu vreau să las vorbele negative să mă influențeze, dar cunosc și persoane care se lasă foarte ușor influențate de feedback-ul negativ și au un impact foarte mare asupra lor, ceea ce nu ar trebui să aibă. Spune. Voiam să mai adaug că e o percepție greșită și aceasta asupra notelor. Pentru că de cele mai multe ori acestea ar trebui pur și simplu văzute ca un marcator al cunoștinței tale la momentul respectiv. Ceea ce contează cel puțin pentru mine cu adevărat este informația în sine și modul în care o asimilez, modul în care mi se predă și modul în care o înțeleg și o pot folosi pe viitor. Aș vrea să-mi spuneți acum, pentru că ai spus mai devreme legat de faptul că profesorii au percepția asta asupra părului colorat sau asupra unghiilor colorate pentru că ei au trăit alte vremuri. Era mai greu să fie elev pe vremea lor sau e mai greu să fie elev acum? Nu cred că suntem noi destul de în stare să ne dăm cu părerea, pentru că ei au, cum am spus, au trăit alte vremuri și probabil experiența lor a fost una mult mai diferită decât a noastră, pentru că nu au avut nici atâtea oportunități câte avem noi în zilele noastre și consider că impactul pe care îl au ei asupra noastră și rezultatele pe care ni le arată ei sunt o urmă a acelui sistem de învățământ. Probabil atunci pe vremea era mult mai strict și mult mai multă disciplină decât este în ziua de astăzi și de aceea cred că profesorii decid să fie foarte stricți și foarte puțin deschiși la nou, pentru că probabil lor nu li se oferea oportunitatea aceasta pe vremea aceea. Așa cum a spus și Vanessa, este o diferență destul de majoră între aceste două sisteme de învățământ. În trecut, treaba cu făcutul vocii auzite nu exista. Adică dacă erai elev, cel mai probabil te conformai la ceea ce spunea cadrul didactic și nu încercai să rezolvi conflictele care apăreau de zi cu zi. Dar acum e altfel și din punctul meu de vedere e o schimbare în bine, pentru că nu putem să avem un proces de dezvoltare atât academic cât și personal armonios dacă există niște probleme atât de semnificative pe care noi alegem să nu le luăm în considerare. Adică rezolvarea acestor conflicte din sistemul de învățământ este esențială pentru dezvoltarea noastră și cred că ar trebui evidențiată mult mai mult chestia asta. Multe persoane nu înțeleg că dacă nu este mediul în care îți desfășură activitatea zilnică, nu se pliază pe nevoile fiecăruia, nu poți să ai succes, indiferent de
cât de multe ore ai petrece învățând, indiferent de cât de mult ai dedica oricărei materii, nu poți efectiv să ai succes dacă nu mediul în care se desfășoară activitatea nu se pliază pe nevoile tale. Știu că voi două faceți parte din două consilii, Consiliul Județean al Elevilor și Consiliul Școlar al Elevilor, și aș vrea să-mi spuneți cam care sunt diferențele între cele două. Ei bine, eu sunt președintele Consiliului Școlar al Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești și vicepreședintele ACJ Prahova. Diferența majoră între ele este faptul că fiecare Consiliu Școlar este o substructură a Consiliului Județean, adică Consiliul Județean se ocupă de activitatea fiecărui consiliu școlar din județul nostru și monitorizează activitatea acestora în așa fel încât ele să militeze pentru drepturile elevilor într-o manieră armonioasă și cât mai eficientă posibil. Cam asta ar fi principala diferență, însă și faptul că aceste consilii școlare se preocupă de problemele din interiorul unității de învățământ, însă Consiliul Județean se ocupă și de probleme la nivel județean, bineînțeles. Și consider că Consiliul Județean are și un impact un pic mai mare decât consiliile școlare, pentru că adesea știu că consiliile școlare nu sunt luate în considerare și nu sunt considerate așa o voce foarte mare. Dar pe lângă asta, de aceea este Consiliul Județean, pentru a le auzi și pentru a avea un impact asupra schimbării. Deci unul fără altul nu ar merge. Este parteneri. O descriere perfectă asta. Nu putem funcționa, așa cum am menționat, suntem o echipă foarte mare. Nu putem funcționa unul fără celălalt. Bun. Aș vrea să ne spuneți care este statura voastră. Ne-ați menționat un pic mai devreme, dar știu că tu ai o statură un pic mai diferită și aș vrea să ne menționați care este rolul vostru în fiecare dintre aceste structuri. Ei bine, vreau să încep prin a menționa faptul că noi punem, cel puțin la mine în Consiliul Școlar, punem foarte mult accent pe expunerea față de persoanele din exteriorul Consiliului și Vanessa se ocupă de treaba aceasta, pentru că ea este directorul Departamentului de PR și Comunicare. Eu, ca și președinte, încerc să-mi ghidez echipa în așa fel încât să luăm în considerare nevoile elevilor, să creăm evenimente care se pliază pe nevoile elevilor, să facem în așa fel încât școala unde ne desfășurăm activitatea zilnică, unde petrecem atât de multe ore zilnic, să devină un mediu drăguț, ca să spun așa, adică să nu fie numai școală, ore de curs, ci să fie și activități care să ne aducă mai aproape și să ne dezvoltăm atât pe plan personal cât și pe plan academic. Eu, ca director al Departamentului de PR și Comunicare, atât în cadrul Consiliului Județean Prahova, cât și al Consiliului Școlar, rolul meu este să ne facem auziți online și să promovăm cât mai mult activitățile și știrile și chiar problemele pe care le avem în mediul online. Bun, cum vă faceți reclamă și cât de important este să vă faceți reclamă? Păi, cum am menționat, este foarte important să ne facem reclamă, pentru că fără reclamă pur și simplu nu am fi auziți și lumea nu ar ști despre noi. Iar principalul mod prin care ne facem reclamă este online, cum am menționat, pentru că în ziua de astăzi social media-ul este foarte important și majoritatea persoanelor stau mai mult pe social media decât ar sta pe un ziar sau pe bloguri sau alte lucruri de genul. Și așa ne facem noi auziți. V-ați gândit vreodată să mergeți și pe partea asta totuși de ziar sau chestii scrise, o revistă poate? Da, desigur, noi ca Consiliul Școlar avem un plan să ne facem o revistă la nivelul școlii. Totodată noi avem și blog, cum am spus, și vrem să postăm articole cât mai relevante pentru elevi, dar din păcate consider că elevii în ziua de astăzi nu mai acordă atât de mult interes blogurilor și chestiilor care trebuie să fie citite. Bun. De curând a avut loc Gala Tineretului Prahovean, în care știu că ați fost implicate direct. Și aș vrea să ne spuneți cam cum ați fost implicate acolo și ce părere aveți despre inițiativa pe care au luat-o. CJ Prahova a fost partener împreună cu Fundația de Județeană de Tineret Prahova și a participat la facilitarea acestui eveniment. Bineînțeles, s-au ocupat și de aproape toate detaliile organizatorice, în parteneriat cu, bineînțeles, Fundația Județeană de Tineret. Și, din punctul meu de vedere, a fost așa un moment în care un eveniment foarte important pentru recunoașterea meritelor tuturor tinerilor din Prahova. Pentru că sunt o mulțime de tineri foarte talentați, foarte implicați și cu foarte mult potențial, despre care probabil nu foarte multă știe, foarte multă lume știe. Și de aceea cred că acest eveniment a fost foarte important pentru recunoașterea acestor tineri care duc mai departe generația noastră și o fac în așa fel încât să crească în plauzibilitate și în fața adulților și în fața oamenilor maturi și care
bineînțeles, pot să înțeleagă că există speranță și există succes în fiecare tânăr din generația noastră. Cât de important vi se pare ca genul acesta de evenimente dedicate strict tinerilor să apară din ce în ce mai des? Foarte important, pentru că așa promovăm și noi tineretul și talentele pe care le avem, pentru că știu că în foarte multe licee sunt foarte mulți copii talentați, cel puțin din Prahova, adică din toată țara, sunt foarte mulți copii talentați care pur și simplu probabil nu au sprijinul să se facă auziți și nu au oportunitatea de a se face cunoscuți și prin intermediul acestor evenimente li se oferă o oportunitate de a se face în sfârșit auziți, pentru că eu știu foarte multe cazuri că în momentul în care li s-a oferit această oportunitate de a-și face talentele văzute și auzite, să aibă o carieră mult mai frumoasă și să li se deschidă o grămadă de uși noi. Pe lângă că ați organizat oarecum această gală, aș vrea să-mi spuneți cum s-au simțit emoțiile pe care le aveau toți tinerii din sală în momentul în care au fost chemați pe scenă. Nu știu, cel puțin pentru mine a fost un moment incredibil. Chiar dacă nu am fost nominalizată și nu am câștigat nimic în cadrul gălii, știu pentru, din perspectiva, de exemplu, a Consiliului Școlar din Regina Maria, pentru că sunt și colegele mele și știu că pentru ele a fost un moment de-a dreptul emoționant și doresc încă o dată să le felicit pentru reușita lor, pentru că știu cât de motivate sunt și de asemenea doresc să felicit toți tinerii din cadrul gălii tineretului prahovean, pentru că au reușit niște performanțe incredibile și la vârsta aceasta este de-a dreptul impresionant să fii acolo, să fii nominalizat pentru un premiu și să ți se recunoască toată reușita și toată implicarea pe care ai depus-o să ajungi aici. Eu cel puțin la gală m-am simțit ca într-un film efectiv, pentru că era foarte multă lume, au fost și foarte multe personalități prezente acolo și cum ai spus și tu, emoțiile s-au simțit și până la urmă fără emoții nu cred că mai era aceeași experiență unică și minunată pe care am întâlnit-o. Pe lângă Gala Tineretului, știu că voi ați organiza foarte multe evenimente și aș vrea să-mi spuneți măcar despre câteva dintre acestea. Cred că cel mai frumos eveniment din punctul meu de vedere până acum a fost sesiunea județeană de formare a elevilor reprezentanți, în cadrul căreia ne-am întâlnit literalmente toți elevii, aproape toți elevii reprezentanți din Prahova, din consiliile școlare și am petrecut 3 zile de neuitat alături de oameni minunați. Adică eu cel puțin am legat prietenii cu niște persoane incredibile, am învățat lucruri noi pentru că am avut și niște ateliere de formare, bineînțeles, pentru că de aici vine numele de sesiunea județeană de formare și am încercat să facilităm ateliere pentru elevii reprezentanți în așa fel încât ei să înțeleagă cât de importantă este implicarea în structurile de reprezentare a elevilor, dar și în așa fel încât să conturăm cunoștințele pe care aceștia le au despre drepturile elevilor, despre ce înseamnă să rezolve un conflict în unitatea de învățământ, ce înseamnă legislație și care sunt legile care ne ajută să milităm pentru elevi și nevoile acestora. Cum a spus și Bianca, au fost 3 zile de neuitat, cel puțin mie mi s-a părut uimitor, cum atunci a fost prima dată când m-am întâlnit cu anumite persoane și ne-am înțeles ca și cum ne-am fi cunoscut de o viață, adică a fost un mediu foarte inclusiv și cum am spus, acolo au fost prezente și persoane cu păr colorat, persoane unice și asta a demonstrat că nu sunt cu absolut nimic diferite față de restul persoanelor normale și a fost o experiență foarte, foarte frumoasă pe care de-abia aștept să o retrăiesc anul viitor. Pe lângă acestea, știu că ați avut de curând un târg de carte care a avut o chestie foarte specială și aș vrea să ne vorbiți un pic și despre el. Sigur. Deci, noi am conceput la nivel de școală, în unitatea de învățământ, Consiliul Școlar al elevilor din CNMV Ploiești, acest târg de carte, dar noi nu am pornit de la ideea de profit, adică nu am vrut să luăm banii elevilor și să îi punem să plătească pentru cărțile respective, am spus să pornim de la ideea de troc, adică vii cu o carte, o lași pe stand și una la schimb. Și dacă, de exemplu, vii cu două cărți, e două cărți la schimb. Adică a fost un concept super inovativ din punctul meu de vedere. Am avut un incredibil succes. Chiar nu mă așteptam la atât de multe persoane să vină să aducă volume din colecția personală și să le dea la schimb pentru cărțile expuse la standul nostru. A fost destul de multă muncă, adică foarte multe probleme organizatorice. Dar, așa cum am mai menționat, echipa mea m-a ajutat să aduc acest eveniment la capăt și astăzi, de la ora 1 la ora 3, vom avea și niște invitați în cadrul colegiului și sunt super mega entuziasmată să văd cum elevii colegiului în care eu îmi desfășor activitatea să învețe despre ce înseamnă să citești, ce înseamnă să parcurgi o carieră în sfera scrierii creative și a lecturii, dar și a lingvisticii, pentru că vom avea invitați și din domeniul acesta.
Eu am rămas plăcut surprinsă să văd că atâția elevi s-au implicat în activitatea noastră, pentru că, din câte știm, tineretul din ziua de azi nu mai este atât de fascinat despre literatură. Și am observat că de la copiii de clasa 5-a până la copiii de clasa 12-a au fost foarte implicați și chiar au venit cu volume, cum a spus și Bianca, din colecția lor, poate volume semnificative pentru ei, și au vrut să facă schimb cu alte cărți, au fost foarte entuziasmați, ceea ce mi-a adus o fericire să văd că elevii chiar se mai implică în ziua de azi. Aș vrea să mai menționez faptul că am avut și cadre didactice implicate în cadrul târgului și aici vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor și, bineînțeles, direcțiunii pentru faptul că ne-a permis să aducem elevii mai aproape de lectură. Adică a fost un sentiment unic să stai acolo în spatele standului și să vezi cum foarte mulți copii și de toate vârstele, așa cum a spus și Vanessa, se apropie entuziasmat să ia cărți. Adică este un sentiment incredibil. Cum a spus și Bianca, le mulțumim foarte mult profesorilor, pentru că fără sprijinul lor, de aceea este foarte important să avem sprijin, nu cred că am fi avut parte de acest succes. Aș vrea să ne spuneți câteva proiecte pe care urmează să le implementați. Așa cum a spus Vanessa anterior, dorim să reînviem, cum s-ar spune, revista colegiului nostru. De asemenea, eu mă gândeam, pentru că, așa cum am mai menționat și despre examenul de valoare națională, este o perioadă dificilă, atât pentru elevi cât și pentru părinți. Cel puțin în cazul meu a fost o perioadă dificilă și pentru părinții mei. Să știi ce vrei să urmezi pe parcursul liceului. Și la nivel de unitate de învățământ vreau să lansez un program de mentorat. Adică noi, ca și elevi de liceu, să îi îndrumăm pe cei de clasa 8-a în a-și alege profilul pe care doresc să-l urmeze sau efectiv liceul în care vor să își petreacă următorii 4 ani și să le spunem ce presupune fiecare, ce înseamnă să fii elev de matinfo, ce înseamnă să fii elev de științe, ce înseamnă să te duci la filo sau să urmezi un profil de științe sociale. Adică mi se pare că dacă lansăm acest program de mentorat și o campanie de informare, bineînțeles, urmată în urma acestuia, vom aduce elevii mai aproape de adevărata lor pasiune și să-i ajutăm să înțeleagă ce vor să facă pe parcursul celor 4 ani de liceu. Pe lângă acestea două, aveți propuneri de proiecte pe care vi le-au dat copiii, pe care ei și-ar dori să le implementați? Da. Am avut un succes incredibil atunci când am propus un club de scriere creativă la nivel de școală și aceasta este și una dintre pasiunile mele, deci bineînțeles ar fi incredibil să pot să facilitez această oportunitate și pentru ceilalți copii care sunt pasionați de creative writing. Aș vrea în același timp să-l fac și pe partea de engleză, pentru că sunt mulți copii care sunt pasionați de scriere creativă în limba engleză, dar și pe partea de limba română. Și am vorbit deja cu două doamne profesoare incredibile care să mă ajute să facilitez această oportunitate elevilor și chiar vreau să aduc acest club de scriere creativă în liceul meu, întrucât știu că va fi benefic dezvoltării elevilor și persoanelor pasionate de scris. Știu că voi două mai aveți foarte multe pasiuni pe lângă consiliile în care sunteți implicate și aș vrea să-mi spuneți cum reușiți să faceți față și pasiunilor pe care le aveți și școlii și participării în consilii. Ei bine, cred că principala mea pasiune e scrierea creativă și se îmbină incredibil de bine cu ceea ce fac, adică faptul că am plecat de la această pasiune, am aplicat pentru biroul de presă al Consiliului Național, am fost și acceptată, adică a fost o reușită incredibilă și acum cu consiliile școlare implică și foarte multă comunicare și Consiliul Județean implică și foarte multă comunicare, ceea ce pentru mine vine natural, adică mereu am fost un copil super vocal, un copil care mereu a avut ceva de spus, indiferent de ceea ce s-a discutat. Am fost într-adevăr destul de introvertită marea majoritate a copilăriei mele, însă după am reușit să înțeleg că e foarte important să vorbesc despre ceea ce mă deranjează. Și așa cum am menționat, se îmbină foarte bine una cu cealaltă. Și nu, adică pentru mine nu e ceva ce o fac din necesitate, o fac din plăcere. Adică îmi place foarte mult ceea ce fac și e destul de ușor atunci când îți place ceea ce faci să duci și până la cap. Cum a spus și Bianca, dacă îți place și te implici în ceea ce faci, este foarte ușor să găsești timp pentru toate activitățile. De exemplu, eu fac canto de 11 ani și mereu am găsit timp să merg la repetiții, să merg la concursuri și am format foarte multe amintiri plăcute și de neuitat la canto, dar totodată fac parte și din echipa de robotică BraveBots, care este una dintre primele echipe de robotică din România care s-au înscris în competiția FTC și multă lume mi-a spus că cum reușești și școală și consiliu și canto și robotică, dar cum am spus, este foarte, foarte ușor pentru mine să le gestionez pe toate și cum am și spus mai devreme, este
super bine că primim sprijin din partea și mentorilor și profesorilor și consider că asta este un lucru care te ajută mult mai mult în gestionarea timpului și activităților pe care le faci. Dragile mele, îmi pare foarte rău că nu mai avem timp să discutăm despre pasiunile pe care le mai aveți pe lângă și mi-ar plăcea să ne întâlnim la o altă emisiune care să fie strict dedicată acestui subiect. Dar acum că suntem pe ultima sută de metri, aș vrea să facem joculețul pe care îl fac cu toți invitații mei, care presupune niște întrebări ca să vă cunoaștem mai bine pe voi. Voi trebuie să-mi răspundeți rapid și asta este tot. Bun, sunteți pregătite să începem? Sigur. Da. Minunat. Dacă ați fi o culoare, ce culoare ați fi? Probabil roz. Albastru. Unde mergeți când vreți să fiți singure? Nu știu, sincer. Adică camera mea, în general, e locul în care îmi desfășor toate activitățile când doresc să fiu singură și să am timp pentru mine. Cum am spus și ea, tot în camera mea, îmi place să mă închid în universul meu acolo, în camera mea, și este foarte minunat să fiu singură în patul meu, să mă simt stăpână pe situație. Seară de film sau seară în club? Seară de film, clar. Seară de film. Spuneți-ne trei tipuri de mâncare care vă plac. Nu știu dacă se pune și desert, dar eu iubesc înghețata. Îmi place să mănânc pizza și îmi plac enorm de mult pastele. Tiramisu, paste și burgeri. Date acasă sau date în oraș? În oraș, I guess. Eu acasă, adică consider că e mult mai important să faci activități foarte on the low și să fii doar cu persoana aceea, să-i acorzi doar ei atenție. Care este artistul vostru preferat? The Weeknd. La fel. Care este melodia voastră preferată? The Morning sau Wicked Games, dar îmi plac enorm de mult toate melodiile lui. Și mie la fel, dar pentru mine cred că este Is There Someone Else or Not și Die For You. Care este ultima melodie pe care ați ascultat-o? În dimineața asta am ascultat tot ceva de la The Weeknd și cred că e Reminder din albumul Starboy. Eu nu vreau să zic ce am ascultat de dimineață, nu cred că este potrivit. Am înțeles. Un grup de prieteni mai mare sau un singur prieten bun? Cred că un grup de prieteni mai mare. Eu aleg un singur prieten bun, adică mi-e mult mai ușor să îmi împart toate secretele cu acel prieten decât să stau să caut ajutorul la mai mulți. Descrieți-vă în trei cuvinte. Pasiune, creativitate și comunicare. Ambiție, implicare și dezvoltare. Vacanță la mare sau vacanță la munte? La mare. La mare. Spuneți-ne trei chestii random despre voi. Îmi plac filmele la nebunie, mai ales alea cu gangster, filmul meu preferat ever is Scarface cu Al Pacino. Îmi place să vorbesc enorm de mult, eu aș vorbi incredibil de mult, non-stop. Și în afară de asta, îmi place să și citesc câteodată literatură în engleză. Îmi place foarte mult să cânt peste tot, în duș, pe stradă, oricând, în gând. Îmi place să construiesc lucruri, sunt foarte, foarte pasionată de construirea scaunelor sau a canapelelor sau a jucăriilor. Și cred că totodată îmi place să glumesc foarte mult, sunt o persoană foarte amuzantă. Asta a fost tot, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și acum pe final aș vrea să vă uitați în camera de acolo și să transmiteți ceva oamenilor care ne-au urmărit și tinerilor care poate au nevoie de voi. Un mesaj important pe care vreau să-l transmit tuturor tinerilor din, atât din județul nostru cât și din România, este faptul că atunci când simțiți că trebuie să faceți ceva, faceți tot ce e posibil să obțineți acest lucru, pentru că odată ce ești implicat și odată ce vrei să obții ceva, dacă te dedici suficient de mult și găsești persoanele potrivite cu care să reușești acel lucru, cu siguranță vei avea succes. Eu vreau să le transmit fiecărui elev din România, fă-ți vocea auzită, caută sprijinul de care are nevoie și nu te lăsa niciodată tras în jos de feedback-ul negativ sau de părerile pe care ți le spun alții. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, sunteți minunate amândouă. Mulțumim și sper și să ne revedem cu ocazia fiecărui proiect pe care îl desfășurați. Cu siguranță, mulțumim încă o dată. Și vouă vă mulțumim că ați fost alături de noi și sper să ne vedem cu următoarea ocazie. O seară bună!